pentru mine este o, ca de obicei, o întreită bucurie, pentru că vă revăd și nu speram să ajung cât de curând la București, pentru că ne strângem în jurul unui om deosebit, care a fost Părintele Patriarh Pavel, și pentru că astăzi alături de noi vor interveni doi slăbi care au fost foarte apropiați de Părintele Patriarh, deci mărturia este directă din neamul lui, și pentru că vedem că sunt niște punți, îmi place ideea asta, Părinte, că dragostea nu are nevoie de viză și nici de pașaport. Noi suntem un popor iubitor de sfinți și suntem repede săritori peste granițele țării noastre. Așa și eu, acum 13 ani, am dobândit o evlavie la Sfinții Sârbi și nu este întâmplător că cineva vine într-o bună zi după 13 ani și lansează o carte despre Părintele Patriarh. De altfel, nu este întâmplător nici că dumneavoastră sunteți în seara asta aici în legătură cu Părintele Patriarh. Așa cum nici pentru el nu a fost întâmplător că s-a numit Pavel. Și toate sunt într-o lucrare deosebită. În seara aceasta, cuvântul meu va fi la urmă, dar înainte de a îl invita pe Părintele Benedict Vesa de la Cluj, care este arhimandrit și secretarul mitropolitului, să ne țină un cuvânt. El a fost un tânăr studios care s-a apropiat mult de oamenii duhovnicești ai acestui veac. Și într-o carte recentă de-a lui, am avut surpriza acum două săptămâni la Ascor Cluj să găsesc un capitol dedicat Părintelui Patriarh. Așa am îndrăznit să-l invit în seara aceasta alături de noi. O să mai vină prin telefon Părintele Blagoje Ciubotin, care este preot român, sârb, de etnie sârbă, dar este preotul sârbilor din satul Geu. Este un sat vechi, pe hartă undeva aproape de granița de vest. Sat alcătuit din emigranții sârbi în secolul al XV-lea. Deci, alături de Părintele va veni și Slageana Gurgu, soția lui Ionuț, și aș vrea aici să zic un lucru, că dacă ar fi 10 familii mixte de români și de sârbi, s-ar construi un pod duhovnicesc foarte trainic între România și Serbia, care ar rezolva foarte multe dintre problemele acestea administrative și aparent imposibile între aceste popoare. Dar sunt puține aceste familii mixte. Eu totuși apreciez la această familie, de care sunt legat în mod deosebit, că au îndrăznit în acești 13-14 ani să aducă în limba română pe Sfântul Nicolae Velimirovici, aproape jumătate din opera lui, pe Părintele, de fapt, și sunt mulți care vor veni în calendar din biserica, și terminând cu Părintele Patriarh. Așadar, ordinea intervențiilor este aceasta: Părintele Arhimandrit de la Cluj, Părintele Benedict Vesa, Părintele Blagoje, Slageana traducătoarea, care este prima dată de când traduce în limba română, când spune ceva undeva. Deci s-a reținut întotdeauna de a interveni. Lucrarea ei a fost numai carte, numai traducere. Astăzi s-a îndrăznit și a zis că poate pentru rugăciunile Părintelui Patriarh va intra în direct cu noi. Și la sfârșit o să vă spun și eu câteva cuvinte despre această carte, care de fapt este o icoană. Este o ediție limitată, omagială, sunt foarte puține cărți editate în acestea, de altfel sunt aproape jumătate la mine. Dacă vă interesează, după ce vorbim, sunt la dispoziția dumneavoastră. Încercăm să intrăm în legătură cu Părintele Benedict, dacă vrei să mă ajut să-l sunăm. Și intervențiile nu vor fi foarte lungi, undeva la 10-15 minute, fiecare va oferi perspectiva lui. De aceea, seara, considerăm că este ca o masă rotundă. Dumneavoastră sunteți invitați să puneți întrebări și să participați așa cum participăm și noi. Vă mulțumesc încă o dată și mă bucur că ne-am regăsit. Acum 2 ani aproape începeau aceste activități. Da, nu uităm nici pe Claudiu, care a pus și el umor acolo și de acum ne privește de la timp. Da, încercăm să-l sunăm pe Părinte. Trebuie să vorbești la telefonul tău, da? Ca să... Da? Sau... Da, trebuie să stai tu aici, în locul meu. Da? Ascultă.